Ce sunt și ce suntem, dragii mei, în călătoria frumoasă pe care o avem în Cuvântul lui Dumnezeu, cu privire la toate aspectele vieții, parcă niciunul nu este mai fascinant decât acela al familiei. Familia, așa cum ne este prezentată în Cuvântul lui Dumnezeu, aceasta este capodupera creației lui Dumnezeu. Și omul niciodată nu este privit în izolare, ci este privit în contextul a creației de pline. Și aici vom învăța astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, un verb care a trecut, a fost trecut cu vederea multă vreme și din cauza aceasta multe lucruri s-au întâmplat, multe lucruri bune au fost pierdute pentru că acest lucru nu a fost înțeles. Să cerem călăuzirea lui Dumnezeu. Tată, în numele Domnului Isus, îți mulțumim mult pentru cuvântul care l-ai pregătit pentru sufletele noastre. Și te rugăm să pregătești și sufletele noastre pentru cuvântul tău. Îți mulțumim din adâncul sufletului și te bine cuvântăm în veci. Amin. Verbul asupra căruia vom rămâne în cadrul acestei micuțe serii legate de familie se găsește în Genesa capitolul 2, versetul 24. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va alipi de nevasta sa și acesta e verbul la care făceam referire, se vor face un singur trup. Ei nu au fost creați un singur trup. Ce li s-a oferit posibilitatea, potențialul era acolo. Condițiile au fost create de Dumnezeu ca ei să devină una. În acel fel de armonie cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine. Acestea sunt noțiuni teoretice, pur și simplu. Va fi foarte greu de explicat așa ceva și cred că ar fi zadarnic. Acest lucru nu se poate explica, ci se, se poate doar trăi, experimenta. Legătura și armonia dintre Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt, acestea sunt modelul sau izvorul relațiilor din cadrul familiei. Acolo a vroit și și-a manifestat Dumnezeu chipul. În familie, prin el și ea, și lor doi le-a dat numele de om. Dar ei n-au încetat să fie doi, chiar dacă s-au numit om, n-au încetat să fie doi. Au fost însă așezați în contextul și în condițiile în care ei se pot, vor, se vor face un singur trup, adică o singură viață, un singur gând, o singură intenție, o singură dorință. Concurează la împlinirea acestui ideal. Cei doi ajung să aibă un ideal comun pentru care trăiesc și ei concurează cu tot ce au și ce le este dat. Unul dintre cele mai greșit înțelese cuvinte care au putut fi rostite vreodată și mai ales aplicate în societate a fost va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa. A lăsa pe tatăl și pe mama nu înseamnă abandon. Biblia nicăieri nu susține acest lucru, din potrivă, ideea abandonării părinților care erau prezentă în regimul acesta religios de o lăcomie sângeroasă a făcut obiectul criticii grozave a mântuitorului nostru. Voi ați spus, ați învățat pe oameni să nu mai aibă grijă de părinților ca să puteți să răpiți tot ce au. Și când părinții lor au strigat după o pâine sau medicament sau ceva, copiii i-ați învățat să spună: Oricum ce te-aș putea ajuta este corban, Adică am dat deja lui Dumnezeu și îmi pare rău, nu mai am cu ce să te ajut. Și Mântuitorul spune: Ați desfințat porunca lui Dumnezeu, care n-a prevăzut niciodată așa ceva. Astfel că aceste cuvinte uh, va lăsa omul pe tatăl și pe mama sa. Trebuie că se referă la cu totul altceva. Și nu va trebui să mergem departe pentru a găsi înțelesul acestor cuvinte. Cuvântul va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa înseamnă, el nu va trăi în familie la el pentru a reproduce ceea ce a învățat și a trăi la el acasă. Acestea fac parte din bagajul lui. Dar el are un alt ideal acum. El nu vine aici ca să reproducă familia din care a venit, ea nu vine în familie ca să reproducă familia de unde a venit, nu asistăm la această ciocnire bolnavă a civilizațiilor, ci el vine cu bagajul pe care l-a avut asupra lui și negativ și pozitiv, ea vine cu bagajul care l-a avut asupra ei și negativ și pozitiv, lasă în urmă pe tata și mama, adică istoria, vrea să spună și bagajul acesta, și pun valorile acestea toate la mijloc pentru creierea unei ființe noi, numită om, familia, deci, care s-a născut. Aceasta înseamnă a lăsa pe tatăl și pe mama ta. Adică, prin ceea ce se întâmplă, Dumnezeu produce un salt calitativ superior în viața ființei umane. Când s-a spus expresia nu este bine ca omul să fie singur, aceasta nu avea de a face cu vreun rău, e rău. Că dacă nu e bine, e rău. Dumnezeu n-a făcut lucruri rele. El a spus e bun foarte. Când a spus nu e bine, a spus omul nu a atins potențialul acesta. Și de aceea îi voi face ceea ce va fi pentru el condiția împlinirii destinului lui de om și destinului ei, de femeie bărbat și femeie. Voi face pentru ei relația aceasta sfântă, templul acesta numit Cămin, biserica aceasta, cea din tâi cu doi adunați acolo și Domnul în mijlocul lor, voi face din aceasta mediul în care ființa umană să atingă potențial, plinătatea sau deplinul potențial al ființei ei. Acesta a fost planul lui Dumnezeu. Nu, perpetuarea vieții pe pământ nu este o reeditare genetică. S-a observat că reeditarea genetică sau căsătorile în familie, să zicem, cât mai apropiați ca să păstreze averi, puteri sau privilegii, au produs ființe bolnave, infirme. A fost o, și este, continuă să fie un dezastru care se poate observa azi în anumite comunități. Unde se practica acest lucru. Nu, planul lui Dumnezeu nu a fost acesta. Planul lui Dumnezeu a fost să continue, să combine, nu să reediteze sau să copieze genele genetica, uh, 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 genomul ființei umane, nu să-l continue copiindu copie după copie, după copie, care este tot mai rea, ci să continue să combine lucrurile acestea, din care totdeauna va ieși un bine mult mai mare decât cele două uh, valize genetice care au venit împreună. Prin combinarea lor s-a născut ceva mult mai înalt, mult mai frumos, mult mai bun. A fost un salt calitativ în, în domeniul vieții. Acesta este, se ascunde în acest cuvânt al lui Dumnezeu, creșteți. Când a spus creșteți, nu s-a referit și nu s-a limitat la vârstă, ci este vorba de potențial, crește până la statura plinătății lui Isus. Aceeași lege se aplică în credință crești până la potențialul pe care l-a așezat Dumnezeu în tine. Și lucrul acesta a fost proiectat de la început în cuvintele creșteți și înmulțiți-vă. Nu numai numărul, înmulțiți cunoștințele, înmulțiți binele, înmulțiți multiplicați, adică măriți la scară binele, frumosul, adevărul, Cunoștința de Dumnezeu, oceanul acesta cel fără de sfârșit, fără de sfârșit. Acesta e mediul pre și mijlocul pe care l-a ales Dumnezeu. Revin sublinind expresia aceasta de care o să ne ocupăm în studiul nostru. Ea nu prevede o conservare a vieții, ci prevede o continuă dezvoltare. De aceea, prin faptul că li s-a spus cei doi vor fi un singur, se vor face un singur trup, arată că acest se vor face, arată că ei au o responsabilitate și au o contribuție la lucrul acesta. Se vor face sau nu se vor face? Aici este, din nou se manifestă voința omului. Ați observat fineța lui Dumnezeu. Nu a venit și i-a adus asemenea lui la bani, i-a adus soția noaptea sau nu s-a întâmplat lucrul acesta l-a lăsat întâi la prima lecție de taxonomie, cu a pus nume animalelor și așa mai departe, și a văzut perechi, perechi, a văzut toate lucrurile acestea în natură, a văzut principiul de, de saltului calitativ în natură și s-a uitat la sine și și-a dat seama că nu are această șansă în condițiile date și a apărut în sufletul lui gândul acesta. Este nevoie de cineva care să poată ocupa poziția aceasta. Așa cum menționam, femeia nu a fost creată ca să dea omului ce lipsea, ci ca să-i dea ceea ce el nu putea fi niciodată singur. Acesta, acesta a fost planul lui Dumnezeu. Ați observat cu câtă finețe Dumnezeu l-a adus la cunoștința, la concluzia și la convingerea întemeierii unei familii. Așa lucrează Dumnezeu. De asemenea, în, în, în această creiere a ființei acesteia am un singur trup numit om, familia. La, a, a, la creierea ei, omul nu este aruncat, îmbrâncit în direcția aceasta, forțat, nu, din potrivă. Cei doi se vor face. Adică, aici intervine voința, a voii. Aici intervine acțiunea, aici intervine contribuția, aici intervine responsabilitatea, aici intervine conștiința chemării noastre. Sunt parte din acest proces. Oamenii nu au fost creați un singur trup, familia, ci i s-a dat posibilitatea aceasta. Astfel că venim în, în familie, ca un fel de. creem această familie, ca un fel de ciognire a civilizațiilor. El vine de unde vine, ea vine de unde vine, fiecare cu bagajul lui și hop ne am ciocnit valizele în gară. Ce iese din acest lucru? Ați observat polenizarea în natură, încrucișările și tot, tot acest zumzet genetic al, al vieții pe Pământ. Doar Dumnezeu poate asculta această muzică de plin. Auzim și noi așa cât un zgomot colocol, dar înțelegerea acestei sinfonii a vieții, desfășurată în, în nesfârșite varietăți de tonuri, este de fapt țesătura pe care noi o numim viață. Când, când ne adunăm într-o familie și când Dumnezeu creează acest om, numit om, soț și soție, bărbat și femeie, după chipul lui, cu menirea de a purta chipul lui Dumnezeu, cu obiectivul sau mijlocul prin care se împlinește această chemare, care este cei doi vor fi un singur trup, așa după cum a spus Mântuitorul, eu și Tatăl una suntem. Acesta este idealul lui Dumnezeu. Iubiții mei, când aceste lucruri sunt luate în considerare, ele sunt însoțite de puterea lui Dumnezeu. Niciodată Dumnezeu nu ne-a chemat să fim ceva anume, fără să ne echipeze, fără să ne dea puterea. Fără să ne dea chemarea motivația, bucuria sufletului de a împlini cuvântul acesta. Când, când citim psalmi și vedem răspunsul Sufletului. Când vedem cuvântul lui Dumnezeu dăruit Celui care iubește pe Dumnezeu, observăm această reacție de bucurie în suflet. M mă bucur că mi se spune. Haidem la casa Domnului, nu, că, nu pentru casă, ci pentru cel căruia îi este dedicată această casă. Va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa. De aici vin toate problemele care sunt pe pământ, din cauza că omul nu lasă cu ce a venit. Am ajuns să considerăm lucrul acesta ca fiind valoarea supremă și atunci intervine această tensiune între cei care sunt chemați să fie un singur trup, ajung să fie vrăjmașul unul altuia pentru că cineva a mutat vrăjmășia dintre om și șarpe între bărbați și femeie în familie și între părinți și copii și între om și Dumnezeu. De, de turnarea aceasta a conflictului acestuia în această direcție face victime de ne, neimaginat astăzi. Când are loc această ciocnire, ea are loc datorită faptului că un om nu a înțeles să lase pe tatăl și pe mama sa, fiindcă are un alt obiectiv sau o soție. Nu a înțeles lucrul acesta, ci a venit în casă hotărâtă să facă lucrul acesta. Chiar și când am venit, am emigrat aici împreună. Undeva în adâncul sufletului a fost ideea să perpetuăm cultura, moștenirea cu care am venit. Și, într-o măsură mai mică sau mai mare, am adus contribuția noastră și aducem contribuția noastră la înflorirea țării de adopție prin tocmai cultura aceasta. Dar nu impunem aceasta, nu vrem să facem români pe toți oamenii, din potrivă, ne aducem contribuția. Aceasta înseamnă valiza genetică. Nimeni nu poate nega lucrul acesta. Am venit cu valiza genetică în mână. Este echipată, e, e, e plină cu de toate. E bună și rele, sunt acolo în ea. Și a, aduc contribuția mea la nou-născut numit familie. Când valorile acestea ajung să se ciognească între ele. Când între soț și soție este semănată această întrebare satanică cine este cel mai mare, aceasta fiind semănată și între ucenici și între îngeri, mă voi sui, voi fi, atunci apare competiția între soț și soție, în loc să apară această împreună lucrare, conlucrare, apare competiție și lucrul acesta duce la pieirea celor ce ascultă, spune cuvântul lui Dumnezeu, adică cei mici din jurul mesei noastre. Am avut... Um, o, a trebuit să stau într-o zi cu uh, nepoata și cu nepotul. Uh, am încercat să-i dau să mănânce și la fiecare pas, sau orice am încercat să fac eu, la fiecare pas a uitat la mine cu suspiciune și mi-a spus, mama nu face așa ceva. Mai uh, mami, mama mea nu face așa ceva mama îmi dă întâi uh, uh, cu tare uh, gamibe, îi zicea damibe, îmi dă gami înainte, mama îmi dă asta înainte, după aceea mama pune așa, mama zice așa. Toată ziua la tot pasul. Nu știam cum să comunic cu fica, să o întreb cum să procedez sau ce să fac aici. Dar în orice caz, aceasta a fost întrebarea zilei sau problema zilei noastre. Împreună a fost că mama, mai mami, așa face. E de înțeles lucrul acesta la o fetiță sub trei ani, cum este această scumpă nepoțică. Dar a vedea această trăsătură de caracter într-un om chemat să lase în urmă Istoria și să creeze o nouă istorie, și să aducă cu sine istoria pe care a avut-o, ca o contribuție la crearea unei noi istorii. Când vezi lucrul acesta la un om, este înfiorător, este îngrijorător. Mai ales când vezi lucrul acesta la un om politic, la un om cu răspundere peste oameni, pretutinderi. Ați observat că în dreptul acestor mari conducători totdeauna se scria. Mama lui se numea. Nu scrie că a lăsat pe mama lui când a ajuns conducătorul țării și și-a unit viața cu destinul lui și viața lui cu viața țării și a creat o viață nouă. Din potrivă, a adus cu sine lucrul acesta și a trăit în lumina lui neținând seamă de valori la care era chemat să contribuie. Iubiții mei, acest lucru va garanta, va semna succesul sau căderea familiei noastre. Nu mai este important dacă eu am dreptate sau dacă tu ai dreptate, ci dacă familia noastră are dreptate. Nu mai este important cine câștigă, ci dacă familia noastră câștigă. S-ar putea să câștig eu și să pierdă familia mea. Ce câștig este acesta? Încă un câștigă acesta și sunt pierdut. Habacu, capitolul 9, vorbește despre mersul pe astfel de căi. Și spune scriptura: îți aduni câștiguri nelegiuite sau obții avantaj, întâietate în familie, îți împui vederile, creezi conflictul acesta ca să poți să hrănești. Trecutul tău și să-l impui, dar scrie scriptura în Habacu, capitolul 2, versetul 9: Ai făcut toate lucrurile acestea, ți-ai așezat casa undeva sus de tot, ca să fie cu viu pe un loc înalt, și în versetul 9, 10, spune: Rușinea casei tale ți croit. Nu rușinea ta, nu mai este rușinea ta, este rușinea familiei copilul roșește la obraz din pricina purtării părintelui. Nu mai este vremea în care eram eu și tu, ci este vremea în care suntem noi, dar nu mai suntem noi doi, suntem noi și ei și suntem noi toți. Și acum tot ce trăim și ce facem pe pământul acesta, în spiritul cuvintelor de la început, vor fi un singur trup, avem în vedere un singur ideal, binele și binecuvântarea familiei noastre în care ne-a așezat Dumnezeu. Lucrul acesta este contra naturii noastre. Natura sau firea noastră încearcă să se impună. Narcisismul, egoismul din noi vede valorile pe care le avem noi, trecutul nostru sau educația noastră sau cea moșteninului Domnului de am ca fiind singurele valori, nici nu recunoaște niciun fel de alte valori și prima reacție este să elimine din viață, orice fel de valoare care diferă de felul de a vedea sau de a ști. Nu știu, mă rețin să spun ce am văzut pe drumul acesta al vieții, dar niște lucruri absolut revoltătoare, suferințe mari în familii, pentru că unul dintre cei doi încerca să impună felul cum a proceda mama lui sau mama ei sau și așa mai departe. Este atât de însemnat lucrul acesta dacă este bine Dacă nu este bine va deveni ca un fel de pui de cuc într-un cuib de pitulice care, în momentul în care eclozează, aruncă din cuib toți puii ceilalți și rămâne numai el, adică acest gând atât de nenorocit. A lăsa pe tatăl și pe mama ta este condiție pentru a deveni una în Domnul Hristos. Nu eu ca tine sau tu ca mine, ci eu ca el și tu ca el. Și împreună una în Domnul Hristos. A fost confundată teribilă, teribilă lăsare, lasă pe tatăl și pe mamă, lasă eu tău sau lucrurile acestea care te defineau pe tine ca individ. Acum când ești aici în familie și ești definit ca om, de Dumnezeu. Acum se nasc din valorile acestea. Am învățat pe parcurs și până aici ce să fac sau ce să nu fac, și am plătit preț greu, uneori, în școala aceasta a vieții, și am venit cu valorile acestea acasă la noi și formăm această familie. A lăsa pe tatăl și pe mama ta înseamnă a pune la mijloc tot ceea ce ai învățat, ce ai cunoscut, ce ai înțeles pe drumul acesta al vieții cu obiectivul acesta în minte, chipul lui Dumnezeu în casa noastră, pe calea, păstrați legătura păcii, unirea Duhului prin legătura păcii. Aceasta este calea și mijlocul prin care lucrează Dumnezeu. Pe, Pavel spune în epistola către Timotei, Că sunt Dacă cineva încetează să aibă grijă față de părinți, a, a, lasă pe tată și pe mama, nu înseamnă abandon, așa cum am spus. Dacă cineva nu poartă grijă de părinți sau nu mai m-am căsătorit, acum am și eu casa mea, am treburile mele, nu s-a spus așa când ai venit tu răgnind pe lumea aceasta. Nu s-a spus așa. Nu s-a spus așa nopți întregi în care ai răgnit cu temperatură, ai plâns, ai fost în spital, ai fost... Nu s a spus lucruri. Am și o familia mea, am viață de familie, am și eu, viața mea de trei. Nu s-a spus așa. S-au subordonat toate aceste lucruri vieții tale. Acum este rândul tău ca, la... ca acum când a venit rândul tău, poartă grijă de cei care ți-au purta de grijă, dacă, și mai ales de cei din casa lui, omul acela, dacă refuză lucrul ăsta și crede că a lăsat pe tata și pe mama, înseamnă abandon, omul acela s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Lucrul acesta nu numai că nu ajută la zidirea familiei, dărâmă râmă teribil, nu numai că nu ajută la uh, uh, cei doi sunt una în Domnul Hristos, ci îi dezbină, îi întoarce unul împotriva altuia și, așa cum spune în epistola către galate, vă omorâți unul pe altul. Așa se sfârșește. Uh, orice cuvânt al lui Dumnezeu, nu numai că nu este lipsit de putere, dar nu poate fi înlocuit cu nimic altceva. Uh, firii noastre nu-i place un anume cuvânt. Aș vrea să fac asta, dar nu pe calea lui Dumnezeu, altă cale nu există. Mai departe, subliniază Pavel către Timotei și îi spune, învață pe oameni să răsplătească ostenelile părinților lor. Care copil, care dintre noi vreodată am putut răsplăti așa ceva? Niciodată. Departe lucrul acesta. Dar păstrăm. Niciodată Dumnezeu nu va întreba un soț sau o soție dintr-o familie, dintr-un om nou, care se numește familie, nu va întreba dacă ai... Iubit pe părinții tăi, ci dacă ai respectat pe părinții tăi, respecte pe tatăl și pe mama ta. Respectul acesta. Înseamnă tradus în viață, înseamnă acea grijă care se va reflecta la tine acasă. Este absolut imposibil ca tu să, să nu ai respect față de părinții tăi, dar să ai respect față de casa ta. Niciodată nu se întâmplă. Este, este Ori de câte ori deschide gura. Diavolul este o minciună. Aceasta este este un mare, e un mare neadevăr. Felul cum te raportezi la părintele tău este felul pe care îl vei aduce în casa ta. Aceasta însă nu înseamnă pentru nimic în lume, reeditarea vieții care a avut -o în familia ta, căilor, mijloacelor, manifestărilor de un fel sau altul, nici atât. Înseamnă să pui la mijloc toate valorile pe care le-ai adunat în drumul acesta. Respectul față de părinți nu înseamnă respectul față de căile lor nedrepte uneori sau mai puțin înțelepte. Pavel ne spune, părinții noștri ne pedepseau cum credeau ei că e bine. Ei credeau, dar nu, n-a fost bine. După câte se vede acolo, el a suferit pe linia aceasta. Dar spune el mai departe, totuși, noi am dat respectul cuvenit, indiferent ce s-a întâmplat. Și așa este, sunt ființe umane astăzi care trebuie să plătească un preț greu, ca să nu ajungă să urască sau să respingă în totul aceste ființe prin care le-a fost dată viața. Dar Scriptura spune că Dumnezeu ne va da putere, chiar dacă oamenii au procedat așa cum gândeau ei, ne va da nouă putere să nu fim transformați în același rău, ci să arătăm respectul de care este nevoie cu mare discernământ. Am adus de toate cu mine de acasă. Dar pe masa casei mele, a familiei care a fost creată de Dumnezeu, voi pune acele lucruri că, despre care vorbește Scriptura. Tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de dorit, tot ce este adevărat, tot ce este înălțător, aceea să vă însuflețească. Sigur că aceasta nu se poate întâmpla fără o luptă foarte serioasă și mai ales fără un permanent discernământ al valorilor. Trebuie să știu care lucru din educația mea, din creșterea mea, din lumea din care vin, contribuie la ridicarea familiei mele și care, care al lucru contribuie la ruinarea ei. Se spune despre regele Ahazia că el a umblat în căile casei lui Ahab, căci mama sa îi dedea sfaturi nelegiuite. El era rege, dar mama lui îi dedea sfaturi nelegiuite. Tot respectul pentru mama, dar niciun fel de respect pentru sfaturile ei nelegiuite. Duhul Sfânt mă va ajuta să înțeleg. Poți să stai în fața soțului sau soției tale cu orice cuvânt care l-ai vorbit despre el sau despre ea undeva vreodată. Cuvintele noastre nu rămân din cuvintele tale. Poți să stai în fața ginereului tău și cu toate cuvintele care le-ai vorbit vreodată cu fica ta la adresa lui. Poți să stai în fața norei tale cu cuvintele pe care le-ai vorbit fiului tău la adresa lor. Poți să stai în fața nepoților cu contribuția pe care ai adus-o tu la înălțarea familiei, a tatălui și a mamei lor sau ce s-a întâmplat acolo. Ce a legat Dumnezeu? Ce a pus Dumnezeu împreună omul să nu despartă, nu se referă numai la divorț, se referă la o vorbă care creează dezbinare, la o practică, la o aluzie, la o bârfă, la un, un lucru sau altul care dezbină, desparte, distruge ceea ce Dumnezeu a zidit și a pus împreună. Pe cel ce va nimici templul lui Dumnezeu, familia, pe acela îl va nimici Dumnezeu. Iubiții mei, chipul lui Dumnezeu este acolo și niciodată o familie nu ar trebui tratată uh, cu lipsă de respect sau cu superficialitate. Nu, acolo este opera lui Dumnezeu. Stăm în fața unei creații cum este o, o, cum e orice element al creației lui Dumnezeu. Dacă uh, uh, un om vine dintr-o familie și venim cu toții cu valiza lor lui genetică, și dacă este confruntat cu experiență ca aceasta în care mama lui îi de sfaturi nelegiuite, sau este confruntat cu Ezechiel, capitolul 18. Tatăl lui este un om care este plin de păcate și fiul le vede, dar nu face așa ceva. Lucrul acesta ne arată nouă că nu suntem obligați să mergem pe căile pe care am fost crescuți, nu suntem obligați să aducem pe masa noastră Ortăciun, urăciun, nenorocitele care, care uh, s-au petrecut cândva pe drumul nostru, ci tot ce este înălțător, tot ce e vrednic de iubit, tot ce e vrednic de primit. Acest fiu din Ezechiel nu zice, oh, e tata, nu avem ce merge. Nu, chiar dacă este tata, căile tatălui meu sunt rele, nu voi merge pe ele. Împăratul acesta, din nefericire nu, și din nenorocire, nu își dă seama sau nu recunoaște faptul că sfaturile, chiar dacă vin de la mama, sunt niște sfaturi nelegiuite. Mama nu semnează Dumnezeu, nici tată nu înseamnă Dumnezeu, ci Domnul este tatăl nostru. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevasta sa și, atenție, resubliniez, și cei doi se vor face, este lăsat în sarcina noastră, se vor face un singur trup. La încheierea cuvântării atât de mișcătoare a lui Iosua, acest sfânt, acest om care poartă cu sine și mireazma cerului și mireazma frumuseții prezenței lui Dumnezeu în, în tot ceea ce urmărim în jurul vieții lui, găsim aceste cuvinte adresate poporului lui Dumnezeu, vii până astăzi, adresate nouă tuturor. Aveți două posibilități, a spus el, fie slujim lui Dumnezeu, mergem pe căile pe care ne-a învățat Dumnezeu, fie, spune el, aici se avem o bifurcație. Ur, alegeți Dumnezeii de unde ne-a adus Dumnezeu înainte, de dincolo de râu, Dumnezeilor care le slujă părinții voștri dincolo de râu, Adică din ce v-a scos, de unde v-a adus el, aduceți cu voi aceste lucruri aici, dacă refuzați pe Dumnezeu. Acest, acest lucru este sens obligatoriu fie Dumnezeilor de dincolo, fie culturii locului și timpului acestuia în care sunteți acum, valorile, nu, valori, așa se numesc acestea, ale generației noastre. Deci sunt două posibilități, fie Dumnezeu în dreapta, fie în stânga, ori mergeți la tradiția părinților voștri, ori adoptați cultura Locurile acestea. Sau, versetul 2, Iosua 24, versetul 15, partea a doua, ori Dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Cum e cazul nostru, Statele Unite, sau lumea în care ne găsim. Dar lucrurile nu încheie aici, ci încheie cu această rugăciune atât de mișcătoare, adânc mișcătoare. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Nu mai intră în discuție nici ce a fost dincolo de râu, nu mai intră în discuție nici ce este la amoriți. Un singur lucru intră în discuție. Condând, Doamne, pașii, ajută-mă să calc pe urma pașilor tăi. Aceasta ne este rugăciunea, Tată, prea iubit. Să mulțumim din adâncul sufletului nostru pentru lumina cuvântului tău. Fă ca în familia noastră să domnească întotdeauna Creatorul ei, Domnul Dumnezeul nostru și chipul Domnului nostru, Iisus Hristos, să se nască în noi. Ajută-ne să fim una, așa cum ai spus în cuvântul tău, și fă ca lucrul acesta să se reverse peste biserică, peste lumea în care trăim, Doamne, și peste întreaga creația lui Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos. Amin.